Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi să anunț o zi superbă. Am să vă vorbesc de puietul în sac. Despre ce este vorba? Ca la orice boală, ca la puiet, puietul apare pe striți, căpăcelele o să fie înfundate și crăpate, unele chiar îndepărtate de albine. Această boală este cauzată de un virus. Virusul pe plan biologic se numește ANR și poate infecta o familie întreagă de albine. De ce se numește puiet în sac? Fiindcă dacă scoatem larva cu o pensetă, are forma unui săculeț cu lichid. De ce se întâmplă acest lucru, de ce se îmbolnăvește? În primul rând, este o boală cauzată de factor, nu neapărat de o contaminare propriu-zis. Factorii care cauzează această boală este, bineînțeles, hrănirea larvei foarte proastă, adică cu o hrană slab calitativă, care ar fi lipsa de proteină în mare parte. Ca să putem scăpa, să nu avem această boală, trebuie tot timpul ca familia de albine să nu rămână fără mâncare. Deci tot timpul circulația hranei într-o familie de albine să fie suficientă, îndestulată, n-are voie să rămână fără mâncare. Dacă se hrănește larvele cu această compoziție foarte slăbită, poate să se îmbolnăvească. Acest virus există și la albinele adulte, în mare parte există în capul albinei adulte, în glandele faringiene, prin care se secretă enzimele și restul vitaminelor pentru hrănirea larvelor. Astfel ajunge virusul să infecteze cât mai multe larve. Pentru a stimula curățirea unei familii de albine, fiindcă albina tot ce simte că nu este în regulă, ea curăță, deci va scoate aceste larve bolnave, fiindcă larvele respective vor încerca să consume mai multă hrană, dar n-au de unde, și atunci albina adultă va scoate aceste larve moarte din celule. Pentru a stimula curățirea familiei de albinar, se stropește cu anumite substanțe, de exemplu sirop cu zahăr, sirop făcut din zahăr, și astfel se va stimula curățirea albinelor și, bineînțeles, curățirea fagurilor. Pentru a ușura de această boală o familie de albine, se scoate rama cu puiet foarte afectat de această boală, de boala puietului în sac. Această boală se aseamănă foarte mult cu loca europeană, dar semnele clinice sunt total diferite. Bineînțeles, nu se întinde, dar la primul aspect, când te uiți pe o ramă de acest gen, te poate duce în eroare. Cam asta ar fi despre puietul în sac. Deci, trebuie asigurată hrana familiei de albine să fie cât mai calitativă pentru a evita îmbolnăvirea cu acest virus ANR, virusul puietului în sac. Pe data viitoare, de data aceasta, cam atât. Astăzi cred că o să vă arăt și ce s-a întâmplat cu rama specială pusă la clădit. Până atunci, mai bine!